Vede un acțiu încălzit. Ce prost ești, bă, eu nu mă nimic. Este... Nu, nu. Nu, de ce este bună? Nu. Sacalilor, ce faceți? De pe Instagram a început o poveste foarte amuzantă când eu pur și simplu făceam omletă pe story și după m-am autoproclamat Snic Bucătar Barbat Adevărat. Și am zis, de ce să nu fac și pe YouTube? Așa că astăzi vom învăța împreună să facem mâncare. Dar la ceea ce nu se așteaptă frate meu, este că nu o vom face așa. Dacă tot facem un lucru, trebuie să-l facem cringe, așa că luați-vă ustensilii și mâncarea. Și haideți cu mine să facem foarte, foarte cringe. De ce n-ai zis bucătar? Foarte, foarte. Let's go, Snic Bucătar. Snic, zici, zici că ești Snic Bucătar. Eu și Dorian Popa, nu? Snic Bucătar, bărbat adevărat. Băi, nu-i bărbat, îi bărbat. Deci vreau toată lumea să... Mai bărbat, bărbat decât bărbat. Da, nu vreau, deci nu vreau să faceți o confuzie. Nu-i Snic Bucătar, bărbat adevărat. E Bucătar, bărbat adevărat. Arăt așa sexy, știi ca cine arăt? Arăt ca bucătarul ăla de la Insula Dramei, total. Deci că ești un gigolo. Bun, uitați să lăsați un like. Astăzi vom găti pizza, fraților. Și nu orice pizza, o pizza adevărată. Poftim. Te rog frumos, Denis, filmează aici. Am achiziționat ingrediente. Asta nu știu de ce l-am, mă rog. Vom face o pizza. Băi, filmează. Astăzi vom face una pizza, dar nu una pizza de România, una pizza de Italia. E, pizza de Italia este mult mai bună, este mult mai cum o ce zice, mă? Una pizza rafinata. Asta astăzi vom face una pizza rafinata, no pizza ca toți taranii din țara voastră. Aceasta pizza este una tutti prosciutto, tutti mozzarella, tutti and tutti. Am mers cu fratele meu și zicea să pun, auziți băi ce zicea fratele meu. Băi, porumb nu pui, ardei nu pui, castraveți nu pui, zic bă, țărani, asta e pizza rafinată. Care e ideea? Dacă vreți să fiți bucătari, trebuie să aveți întotdeauna un spațiu de lucru. Da, orice bucătar mai are și vase nespălate. Spăl vase toată ziua, credeți. Mă trec la 5 dimineața și primul lucru pe care fac e să spăl vase. Nu mai pot. Nici măcar nu știu de ce am luat ce ăsta. Baking shit. Fucking shit ești tu, băi. Avem nevoie, sper că nu i-am dat. Vai. Ce ai uitat? Cam trebuie să spăl vasele. Pentru că am nevoie să gătesc în acest... Nu le arăta, bă, țărane. Vom lua o mică pauză între care voi puteți să lăsați un like la videoclip, întrucât videoclipul va fi mult mai vizionat. Dragii mei prieteni gurmanți, după o mică, scurtă, lungă pauză, pentru că după ce am spălat vasile, mă întreabă fratele meu dacă am drojdie. Și zic, bineînțeles că n-am drojdie, așa că am fost să cumpăr drojdie. Nu știu ce înseamnă asta, probabil mamele voastre știu. Probabil voi, fraierilor, credeți că eu am cumpărat aluatul sau ceva în genul. Sunteți niște fraieri, fraților, pentru că eu fac aluatul, pentru că ce scrie aici, da? Mai filmează o dată să se vadă. Să se vadă bine ce scrie aici. Eu nu mă joc, fraților. Eu nu. Luați-vă voi, bă. Duceți-vă la Luca și luați-vă pizza. Eu o fac de la zero, da? Trebuie 500, să știi. 500, dar lasă, acolo scrie 400. Lasă că. Nu improvizăm. Bă, faci pizza bună sau nu faci pizza bună? Bă, mai filmează o dată în caz că ai uitat. Și știi cum, ca să pare că îi că-ți muncit. Știi să se vadă ca și cum chiar aș fi bucătăr. Uite mama ce face, de ce, pe ce consum tu apă, mamă? Hai să vă spun o chestie. Deci, eu aveam 4 linguri mici, da? Știți că din mai am, fraților? Una. O dispărut toate, nu știu cum. Efectiv, cred că sunt bântuit și nu e o glumă. Și astăzi m-am... Azi dimineață m-am speriat foarte... Sau aseară m-am speriat foarte tare. Pentru că o spălasem și pe asta și brusc dispăruse și asta. Luăm apă. Băi, deci dacă nu vă place pizza asta... Asta e, este o leacă, dar toată lumea face pizza așa, da? Fiți atenți, o leacă, da? Op, mai merge încă un pic, așa, la mișto, ideea e că nu trebuie să o puneți... Băi, știți cum o făceau tații voștri, cimentul? Așa, așa, asta e ciment. Bă, mai punem o leacă ca să crească mai repede, nu? Asta face drojdie, ajută la... Dacă nu faceți așa, nu o să crească pizza, vedeți? Și asta este puțina magică din ciment. Vezi și-o scopchi în rasa, mă. Asta e, mă, este strănut de ce scrie aici? Bucătar bărbat. Așa gătești un bărbat. Trebuia și fără asta. Dar este brandul. Hai, cred că s-a încălzit apa. Vedem dacă s-a încălzit. Ce prost ești, bă, eu nu mă nimic pizza. Este... No, no. Nu, deci este bună, tot, nu. Să mori nu. De noi. Deci clar este bună, așa. Bă, hai de capatele. Hai, bă, pune-o la de zahăr. Nu te-mi puși la mea, cum e pe pizza. Pune-o la, bă, Denis. Deci eu mor de fapt și tu scuipi în apă. Dar nu am scuipat, ești prost. Cât zahăr să pun, că după iese dulci. Nu pune zahăr, spus dacă te grăbești. Păi nu mă grăbesc. Nu te mai grăbești acum. Dar acum, abia acum intervine mâna, da? Fiți atenți.
Dacă îți frec o palmă de asta cu brânză smântânoasă așa. Cum o să? Păi, dar este de-a dreptul scârbos, cum face mama asta? O să o punem pe toată pentru că așa trebuie. Ca să puteți să aibă unde să se înmoaie smântâna asta. Ia uitați, ce bun este. Iam. Snic bucătar barbat. Wow, mami. Când o să fiu mare, o să vreau să devin ca Snic, pentru că el știe să gătească foarte bine. Mai pun un pic de apă aici, că am nevoie. Probabil mulți dintre voi sunteți niște fricoși de clasa 1, pentru că vă este frică să faceți aluatul și-l cumpărați. Ei bine, noi nu facem asta aici. La bucătăria lui Luci ne asumăm tot ce facem. Cred că am pus un pic cam mult apă pentru că băltește, dar așa trebuie să fie, da? Deci vreau să vă spun că eu nu am mai gătit pizza absolut niciodată și n-am mai făcut cozonaj de ăștia niciodată. Bă, deci eu... Bagă repede din gură. Ca să iasă bine, mai punem un pic de făină. Da? Ca să fie oarecum, nici să fie așa, da? Vomă, borătură de asta. Un pic așa, știți? Cât să nu se lipească. Băi, cum făcea bunica dumneavoastră? Știi că sunt unii care aceea că vreau râs cu dumneavoastră. Dar este totul pe riscul dumneavoastră. Pune bă, alea, că bă, de droși de aici. De barbat. După ce am lăsat ăsta la, nu știu ce face el, cât stă, vreo 5-10 minute, să face el mai șmecher, acum, dragii mei prieteni, punem o leacă de făină pe masă, da? Ca să, ca așa făceau străbunicile voastre și ale mele și stai că-i udă masa, refacem. Turnăm pe masă, ca așa trebuie. Iar acum luăm toată această chestie și o punem aici. Mai e lipicios? Bă, da. Este cam... Este cam ce trebuie. Să o luăm pe toată pentru că noi facem pizza cu toată aici. Noi folosim tot aluatul, da? Acum, cu ambele mâini, da? Nu vă fiți scârbă, știu că așa pare la început. Rământăm aluatul, da? Ia uitați, cum facem, îl aruncăm pe aici peste tot așa. Facem cum făcea în acel cântec de la grădiniță. Bunicuța, ne-ntoarce? Eu stau aici. În vară și mănânc prune iar. Uitați, prieteni, că aluatul să iasă bine. Filmează, trebuie să-i faceți așa. Bă, prost, dar pe mine. Părat, atât bă, joc de mâncare. Dar nu, bă, bă, dar nu vezi. E păcat. Bă, dar de ce Dumnezeu nu iese mai moale? Da, zic bucătar bărbat. Adevărat, așa. Nu vă dați bătuți. Nu vă dați bătuți, indiferent de... Cât de rău poate să arate, așa de bine poate să-și iasă. Bun, ambele mâini, batem aluatul la... O, papai! Ia uite la ta cum îl făcea măta când erai mic. La plăcinte înainte, la război înapoi. Aia zic, unde dai crește, băi. Așa că dați, dați, că așa e frumos. Mai pune dacă de făină țărani, că așa trebuie. Ca mișto. A, ce faceți, băi? Băi, cum te-am învățat ca la... Bă, ești prea prost, dar nu-i problemă ratat, pentru că așa fac bucătarii și pizzerii adevărați. Așa, asta a fost oficial cea mai grea parte, băi, bărbați, bucătari bărbați. Bine, ar cam trebuie un de-asta curat. Da, cam curat trebuie. Păi și-și fac pun un șervețel și pun piste. Improvise, adapt, overcome. Acum punem ăsta aici, da? Asta a fost cea mai grea parte, băi, bărbați. L-a lăsat aici, cea mai importantă chestie. Bam, 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 încă un pic așa, nu știu exact de ce, dar... Așa, atâta, bă. Iar acum punem unde este prosopul, care este din nou o chestie foarte importantă. Pentru că aluatul ca să crească trebuie să doarmă. Nu știu cât știați asta. Și acum și îl trebuie să doarmă. Trebuie să doarmă cât vrea aluatul. Aluatul doarme cât vrea aluatul. Dar eu vă zic să lăsați undeva la 15 minute. Foarte bine. Și acum ne spălăm pe mâini și revenim într-un sfert de oră. Am revenit din nou după 30 de minute. Nu vă uitați așa că nu știu ce înseamnă. O stat, am înțeles că trebuie să stea. Eu știu ce face aluatul că stă. Acum pur și simplu îl scoatem de pe aici dacă nu o să-l mâncăm cu șervețelul. Da, da, cred că mănânci doar tu. Cred că mănânc doar eu, nu? Așa arată. O biluță, da? Aici o să fie o pizza, da? Care ideea? O facem... O să vă învăț eu șmecherie. O leacă la tigaie, știți? Din asta o să facem o mini pizza pe care o dăm, care se dă invitaților, pentru că la voi în grotă nu știu dacă a venit lumea, dar la mine mai vin și invitați. Și pe asta o să o facem, o punem în tavă. Da, punem și în tavă. Una în tavă și una în cuptor. Și ce zic? Una mai mare și una mai mică. Așa. Hai, bun. E ce aș pune? Așa, bun. Iar acum, fii atent la ta. Vrei să faci cu aluat gros sau aluat? Aluat mai grosuț așa, știi? Mai grosuț?
Oare mai trebuia să mai pun atât? Că l-a subțire. Cum subțire? Să nu l-a subțire. E gros prostea, uite. E gros? E gros ăsta. Hai taci, dă-te. Subțire faci cu lemn de ăla. O vezi pe asta ratat? Este o mini pizza, nu vă uitați. Așa, asta este doar mini ca să vă arăt o monstră despre cum ar arăta. Deci asta este forma pizzei. Veniți cu mine, prieteni, veniți! Veniți cu mine! Luăm tigaia pe care aveam spălat-o din contrajur. Fii atent, pornim din acest cuptor. Oh, shit. Din greșe. Se vede când îl folosești prea zis. Da, îmi pare rău totuși că este murdar. Stai că nu merge. Dacă este murdar, să știți că totuși, de fapt este foarte curat pentru un bărbat adevărat care locuiește singur, da? Trebuie să o încingem bine pe toate părțile. Așa se încinge. Așa se încinge, da, cin. Nu știu, ba da, așa se încinge. Ba da, ba da, ba da. Ca să iasă pizza bine, trebuie să-i dăm un pupic. Nu mai mult. Așa, așa cum ba da. Mai și pași în apă, mai și pupat, nu mai mult. Așa, și acum pițuca, această pițucă o zică, ce iubită sunt, o să mă fac mare și bună. Între timp, m-am făcut spatele ai. Între timp. Hai de capul meu. Da, deci dacă ca să aveți spate de ăsta, trebuie să mâncați pizza de la Luce. Luăm sosul lui Măsalu, frate meu. Ce goale pe gindet. N-am mai făcut cumpărături, da? Așa, ăsta este sos făcut de mama noastră, adevărat. Avem și sosul ăsta. A, bine. Se vadă că e formă de pizza arătat. E așa, cum am făcut și aici, nu? Da, mai am făcut. Bă, dacă nu mănânci coaja la pizza asta, te bat cu coaja. Hai că-i bine, tași-i bine. Unde-i bine, mă, morți, mă? Tași-i bine, pun așa. E? Ha. Ha, bărbat. Fiți atenți, luăm pizza și am pus-o aici. Vedeți? Oh, vedeți cum se face? Așa, așa se face și o lăsăm o leacă. Deci pizza noastră o să fie cea mai bună pizza din lume. Cea mai tare pizza. Prieteni mei gurmani, stai să pornesc timer. Din partea asta, prieteni, uitați să vă ce faceți. O leacă, știți? Îi dați un pic să știi pentru ce-i făcut, știți? Fac sneak, dar... Doamne. Hei, ratat, dar cât trebuie să lași pizza? Pizza trebuie lăsată undeva la 3 minute. Sau cât o să lasi mamele voastre, pentru că voi probabil nu o să faceți nimic, pentru că sunteți niște lene și habar n-aveți să gătiți. Dar de asta este aici. Sneak, bucătar, bărbat muncit, adevărat. Așa arată un bărbat care a gătit toată ziua. Dar dacă vreți să aveți spatele așa și brațele așa, trebuie să mâncați pizza a la Luci. Bă, chiar este o pizza cu un alat foarte gros. Acum, uite, este chiar gros aluatul. Dar întotdeauna se face cu alat mai gros pentru că ține mai mult de foame, nu uitați. Fiți atenți, punem sosul de roșii. Luci, ce bine arată! Vrei să fii prietenul meu? Te iubesc! Luci, ce-aș mânca pizza făcută de tine? Taci că arată bine. Luci, Luci, iubim pizza ta! Fetelor, calmați-vă. Singura femeie care îi gătesc este mama mea. Și a doua singură femeie care îi gătesc este fratele meu. Știai cum să zic asta? Important este cum termini, nu cum începi, da? Începutul este prost pentru totdeauna. Gândiți-vă la pizza asta ca la un business, da? Vă gândiți ca la un business sau tot ce știți este Fortnite și gadgetuzi pe internet? Nu! Gândiți-vă ca la un business. Păi chestia asta arată groaznic acum, dar gândiți... Mamă, când o scot din cuptor, ratat... Bă! Deci fiți atent, dacă n-arată bine, aveți drept, dați-mi dislike. Dar dacă o să arate bine, fraților. Că ești așa în apar acum, nu? Dar punem un pic mozzarella, e bun. Dar tu mănânci pizza ta de oraș aia de oameni. Bă, ratat, era să uit. Ulei de măsline, prostule. Ulei de măsline. Ulei de măsline, biological, olive oil extra virgin, așa ca voi. Luat de mătușa mea adevărată. Acum, la mișto, așa, da? Filmezi cum tori? Da, 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 filmează cum. Așa, aveți încredere, pare că nu-i bun, dar... Ups. Așa am mâncat în Italia când am fost. Este extraordinar, este o rețetă extraordinară. E extraordinar. Boasule! Filmează aici, prosciutto e fotototicuto. Ratatul ești, bro. Filmează, Denis, cum pun aici. Da, știi cum să filmezi, uite așa. Ia uite, hop. Cinematic. Ia uite-l, hop, wow, băi, ratat, poți să-mi zici absolut ce vrei tu, dar începi să arate super, da? Nu știu dacă asta mai e pizza italienească, asta e pizza țărănească. Nu este pizza țărănească, ești prost, uite cum arată. Nu, este destul. Un pic de asta așa, ia uitați-vă, băi, Ierburi de Provence. Nu știu ce este, dar... Mozzarella, da? Uitați-vă aici și învățați, băgați la capul la sec. Ajutor! La mișto, ia uite-l pe ăsta, hop, la mișto, ia. Gata, bă, că e la mișto doar. Un pic așa, încă un pic la mișto. La mișto, ratat. Fiți atenți, scoatem tăvile astea pe care cu toții... Lasă, nu vă mai uitați unde nu vă prie oala. Dar de asta nu merge nimic în România, că repede, repede românul se uită la ce are altul. Uitați-vă dacă faceți o pizza bună cum ies, ia uite. Cum am făcut?
Cum am făcut? O da, s-ar fi numit snic, nu l-am făcut. Deci se mor dacă nu-mi deschid pizzeria. Ce asta? O luăm și o punem unde? O zi? Sus, pe primul de ăsta, da? Primul sus, da? Deci maxim deci sus. Maxim sus, cât de sus se poate. Luați fără luatul ăsta. Vedeți, da? Deci... Dăm, dăm, uite, filmează aici. Filmează maxim, rotim motoarele. Închidem. Bă, prostule. Putem să așteptăm și să facem cealaltă pizza, da? Este foarte important. De ce este indicat să faci pizza? Ce se întâmplă? Lucrează tricepsul, da? Vreți să aveți triceps? Brațe așa? Împingeți. Ce se întâmplă? Când ai ridicat pizza de aici? Bicepsul. Lucrează bicepsul. Când o frămânți aici? Antebrațul. Antebrațul. Când ai ridicat-o aici să o învârți? Tot. Umăr. Umăr. Lucrează umăr. Aici când o frămânți din antebrațul, faceți antebrațul de bărbat, da? Când credeți că e gata, nu este. Mai puneți sos pentru că este foarte important, foarte atenție, foarte important ca pizza să aibă sos de roșii, da? Asta este din nou după cunoștințele și plăcerile mele. Voi nu trebuie să puneți așa. Voi puteți să puneți cât vreți voi, dar aceea am făcut o tactică mai veche unde lăsăm doar de sus să se coaptă pentru că de sus este coaptă, dar aici o voi pune din toate părțile, știi? Ca pizza să se facă uniform. E snic, dar pizza cealaltă ce mai face în cuptor? Ce oameni, vă panicați de acea pizza? Lăsați-o să se dospească. Să se facă mare și bună. Dacă nu, duceți-vă în oraș, fraților. Duceți-vă în oraș, haideți, fiți beta mail, hai. Duceți-vă în oraș, cumpărați-vă pizza. Dați-vă banii voștri, cu care în loc să vă luați mărci snic, vă duceți-vă și dați-i la localul la vostru de la voi din oraș, luați-vă o pizza dacă nu sunteți în stare. Eee? Bă, chiar arată bine. Eee, ia uitați-vă, fraților. Deci, fraților, vă rog frumos să-mi ziceți când mai mâncați așa ceva, da? Deci vă rog frumos, haideți, vă rog frumos, vă rog, atâta, deci vă rog frumos, da? Când vreodată tu ca român mănânci în sufragerie? Când e cineva în bucătărie. Nu, când este o ocazie specială, iar asta... Este o ocazie specială, rata. După cum am zis, fraților, îl servesc pe fratele meu, uitați-vă aici, un pahar de suc natural, 100% de portocale. E snic, dar cum se simte? Fraților, trebuie să fac o mărturisire, eu am mai făcut pizza. Dar ca asta niciuna. Niciodată? Bă, nu ai cum, nu ai cum, nu, este prea bună. Să nu te sfiești, să mănânci cu cea mai mare dragoste, da? Așa, ia uite, rata. Deci eu o să dau verdictul dacă o merita să stau cu camera mână vreo câteva ore. Așa. Sau dacă ești bărbat bucătar sau dacă ești doar bucătar, da? Da. Așa, deci mai să vin aici să te filmez așa, ia uitați-vă ce cadru deci... aici cu bărbatul. Bă, dă ăsta, bă, că... Ce-i faceți, poți? Șervețelul nu mi-a adus și bulanții. Iartă-mă, dar cu așa pizza n-ai cum să nu te murdărești la botic. Ia uitați, un cadru de aproape, ia. Să facem un cinematic, ia. Wow, wow, Jonuțule, mi se face pielea de găină. Ia uitați-l pe ăsta. Jonuțule. Vedem părerea, rata. Am emoții. Am un ce, rata. Ia. Vezi să nu fie fierbinte, că dacă e fierbinte nu-i simți gustul. Ia uitați. Ratat, dacă mă vezi, de nu, te rog frumos, fii foarte sincer și dă-mi o notă de la 1. Foarte sincer? Da, de la 1 la 10. Să ai o bucată din asta cu carne, da? Așa. 10 fiind cea mai bună pizza pe care ai mâncat-o tu, deci n-ai cum să fii 10 și 1 cea mai proastă. E bună. Așa. Simte foarte mult mozzarella. Opa. Puțină carne. Așa. Doar că e puțină gumă, fiindcă noi nu s-a făcut încă. Știi ce zic? Deci dacă o mai, dacă ar fi mai crocant aluatul. Mhm. Simt un pic gumă. Hai să mai bag. Hai să mai pune pizza acolo, boss. Dar nu, nu-i chiar. Nu chiar nu era, dar cu trebuie mai. Deci până acum îți dau un 6 deocamdată. Nu mai mult, mai puțin. E bun că așa arată pizza pe care am mâncat-o la piațeta. Deci da. Exact așa, vrei să arăt? Da, efectiv. Fii atent. Hai, fă bun. Deci fă poz, da? Fii atent. Ia uitați-vă. Exact deci așa, este numai, exact la fel. Că avea numai salam de sapea, acum are pasta. Efectiv, zi tu dacă nu-i la fel. Nic, bărbat! Taci, carde! De ce o ars tot? Nu știu. Faci ce fum a ieșit. Rata, ce am făcut? Rata, ai ars, bă. Faci ce fum, nu știu dacă se vede. Bă, închide ușa, bă. Închide ușa, închide ușa. Uite, bă, unde ești, bă, nu știu, nu te văd de fum. Bă, stai. Bă, ce prost ești. Bă, dă să pun din nou de deasupra. Ei, cam atât a fost și acest episod. Dar nu mai vezi de la fum. Dar ce scoți? Eu am apucat cu coadă o clipie să fum. Bă, când am zis pizza, am văzut gri. Hei, Denis, cum arată acea pizza? Foarte, hei, Nic, gustă pizza asta? Hai că o voi gusta. Bă, n-arată. Bă, sincer. Sincer, chiar... Și n-ar trebui să fie un semn de întrebare tofu mă ăla. Deci, dacă vă uitați, chiar nu arată rău. E bune dacă nu. A fost
Ți-am zis, bă, că s-o lipit, asta era ideea, că dacă nu se lipeam, dacă apucam să pun uleiul ăla de... Vai, dar pe asta nu mai spală nici mama natură, să moară măsa dacă nu... Hop! Bă, sincer, nu. Oarecum... Pare. Nu, nu, adică pare oarecum ce trebuie, nu? Vă duceți să mă urmăriți pe Instagram, că o să zic acolo dacă pizza este bună. Că nu mai avem baterii, fraților, și am stat 5 ore. Îmi cer scuze pentru toți anii din viață când am zis că nu-mi place mâncarea. Deși au fost puțin, pentru că la altfel nu mergea, adică ori mâncam, ori muream de foame. Dar este greu, fraților, să faceți mâncare. Nu uitați dacă vreți să mai facem Snic, bucătar, bărbat adevărat. Nu uitați, fraților, să ziceți în comentarii. Și ca de fiecare dată, dacă vreți să mă găsiți, mă urmăriți undeva, aveți în descriere. Mulțumim lui nepot aici că ne-a filmat. Veți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat!